Cum vi se pare această ediție a conferinței ERMAS? Este prima dată când vin la ERMAS și programul este foarte bogat. Deci sunt 3 zile de conferință cu lucrări deosebite de interesante. Și în mai multe domenii, cred că a crescut de-a lungul anilor. Eu anul acesta abia am venit deci, pentru prima dată. Din ceea ce ați observat până acum, care este nivelul cercetării științifice realizate în universitățile românești comparativ cu nivelul global al cercetării științifice în acest domeniu? Cred că nivelul de la EMAS este foarte ridicat. Profesorii și cei de aici care prezintă și cei care vin din străinătate sunt autori recunoscuți în domeniu și lucrările au fost alese foarte bine. Deci nivelul este foarte ridicat din nou. Cred că sunt lucrări bune care ar putea fi prezentate la orice conferință internațională. Cei care sunt prezenți aici utilizează unele dintre cele mai performante instrumente de interpretare a evoluțiilor economiei. Aș vrea să vă întreb dacă în acest context putem să ne gândim la predicții, la moduri de interpretare a fenomenelor care caracterizează acum dinamica economiei mondiale. Puteți să faceți o asemenea caracterizare, vă rog? Mi-e greu să răspund la întrebare în limba română. Deci, din nou, metodele utilizate în lucrări și resursele care au fost folosite în studiile care sunt prezentate sunt deosebite. Deci, se pot vedea predicții pentru viitor din economie, deci din macroeconomie, microeconomie. Am văzut o sesiune despre consumatori, despre cum reacționează piața în general. Deci, din nou, este un nivel foarte ridicat și temele care apar în lucrări sunt, se uită către viitor, nu este o analiză neapărat a trecutului. Și la ce credeți că ne putem aștepta? Urmează recesiune? Urmează crize? Cred că suntem în niște crize și în aproape de o recesiune. Așa arată. Puteți să dezvoltați și mai mult acest răspuns, vă rog? Mi-este foarte greu. Deci, din cum evoluează piața la momentul acesta macroeconomic și din situația economică și internațională, deci inflație, sunt mai multe aspecte care contribuie la poate această previziune pesimistă de recesiune.